Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-am regăsit! Din lipsă de personal și pentru că programările deja au ajuns pentru următoarele 5-6 luni la permise în matriculări, probabil că va fi nevoie ca personalul suspect în celebrul dosar, într-unul din celebrele dosare, să fie pus din nou în față la examinări. Da, și tu ce părere ai despre asta? Am o părere care trebuie să țină cont de ambele realități. Adică, zici ce părere ai de tu? De realitatea aceasta cu lipsa de personal. Așa. Și înțeleg că școlarizarea unor altor persoane poate să dureze și un an de zile. Ani, că doar e ceea greu ce să... amână și mai tare aceste programări. Auzi, știi cum e asta? Ca și la... realitatea aceea cu prezumția de nevinovăție. Cum e asta ca la VAR? Știi că trebuie să facă ăștia cu VAR-ul, știi, cu fotbalul, cu arbitrajul. 6 luni sau nu știu câte 10 ore pe lună. Dar ce aveți de voi? Trebuie să vă uitați într-un televizor să vezi dacă l-a făcut faul sau l-a făcut hands. Dar aici ce mare filozofie să faci asta? Să vezi pedala, accelerație, frână, când ia stânga, dreapta, astea semnele de circulație, bănuiesc că le știi orice șofer, nu? Da, au și permis. Au și permis, da. Nu, nu înțeleg. Ne încurcăm în proceduri, dar există, asta zic, există și prezumția de nevinovăție. Există prezumția de nevinovăție, există. Deci, din punctul ăsta de vedere, e corectă decizia. Pentru că oamenii aceștia nu sunt condamnați, instanța nu le-a interzis să lucreze unde sunt angajați, deci e foarte în regulă. Ei lucrează și acum unde sunt angajați, da, dar nu în față. Da, nu în față. Pe de altă parte, Cătălina, deci pe de altă parte. Deci eu cu cumătru, eu am venit cu cumătru la, să dea la permise. Cumătru a dat șpagă, presupunem că unuia dintre ei, să zicem. I-a dat 300 de euro. Sau a dat colectivului care era și pe care, peste care a tăbărât DNA-ul și i-a luat pe toți aproape. Și i-a dat cu mătru bani, am văzut eu că i-a dat 300 de euro unuia dintre ei și eu vin peste 3 luni și dau examen și tot pe ăla îl găsesc acolo. Cum vine asta? Cum vine asta? Păi n-a dat DNA-ul peste voi? Pentru că la noi se pune semnul egal. Când a venit și te-a luat DNA-ul, ești vinovat, ești aruncat în pușcărie și nu mai ești de acolo. Deci asta este imaginea creată. Nu mi se pare trebuie normal. Trebuie să ajungem să victimizăm aceste persoane? Nu! Pentru că ele nu vor deveni victime ale unor agresiuni verbale, de da, exemplu, bine, acolo. Ajungem și acolo. Dar, domnule, ține-i în spate. Nu-i scoate în față. Înțeleg, oamenii aia trebuie... Deci, repet, instanța nu e o decizie definitivă. Au dreptul să lucreze. Nu pot să trăiască din cu aer dacă nu ar fi pus deoparte. Deci e și dacă nu l-o fi confiscat, ce-o fi pus da, deoparte. Dar ține, nu-i scoate la lucru cu publicul. Asta e o sfidare, mi se pare. Pe de altă parte... Cred că toți care... Pe de altă parte, este periculos și pentru ei. Pentru că, dom'le, nu știi, ai un dușman, ți-ai făcut un dușman și a prins ciudă pe tine, că uite, bă, e scrocul, că ai făcut aia... Și ți-a și îți bagă 200 de euro însemnați în buzunar. Da? Sau între documente. Sau între documente. Și vine și te ia încă o dată. Da, de asta mai e nevoie acum. Deci este un pericol și pentru ei. Ar trebui protejați. Pentru că pot fi oameni care se răzbune. După aceea, Cătălina, îți dai seama că examinările pe care ei le vor face vor fi la sânge. Uneori vor sări calul. De draci, de nervi, stresați. Știind că sunt supravegheați, suplimentar. Bun, dar sunt și stresați pentru că au procesul ăsta. Acum să nu spună cineva că a avantajat pe cineva și vor fi ai naibii. Și vor pica oameni care în condiții normale ar trebui să ia. Este o decizie extraordinar de proastă a prefecturii Suceava, foarte proastă. Proastă și pentru oamenii aceștia care au fost săltați de DNA și sunt acum sub control judiciar sau ce au ei. Proastă și pentru cei care vor da examen. În condițiile că nu în care... s-au gândit? Nu, nu știu. Cât de proastă e această decizie? Da, nu înseamnă cum, că nu era una mai lumea bună? Cătălina, nu există. Deci noi, Suceava, județul Suceava nu e Republica Rădăuț. Este un județ care face parte din România. România are 40 de județe și municipiul București. Cu transferul n-a prea mers, sute, ai văzut? Nu, ei, n-a prea mers. Sunt sute de examinatori în toată țara și dacă vrei, ieși transferi.
Însă prefectura Suceava are o bilă foarte neagră pentru această decizie, foarte, foarte neagră, această prefectură. E o prostie cu această mișcare. Mișcarea de la Rădăuți, cum ți se pare? Am tot discutat despre situația de acolo. Da. Avem numele managerului interimar al spitalului din Rădăuți. Se numește Romeo Negruț. Și? Știm că e manager interimar și că e licențiat în științe economice la Universitatea Spiru Haret București. Auzi, când zici licențiat, pac, te duci cu gândul la o mare universitate. În științe economice și te gândești. Zici, Sorbona, Cambridge sau nu știu. După aceea îți vine numele. Chiol, Spiru Haret. Mă lași cu Spiru Haret. De Spiru Haret este universitatea, cred că e universitatea cu cea mai proastă imagine din România. Denumită deseori fabrica de diplome. Deci, cred că mai proastă imagine ca universitatea Spiru Haret n-are nimeni. Și asta îl recomandă pe domnul Negruț? Nu, îl recomandă însuși primarul localității. Și primarul pe ce considerentă îl recomandă? Propunerea a fost însușită de domnul Loghin. Aia acolo e circ la Rădăuți. Deci a vrut să scape Traian Andronache, a scăpat. Motivele pentru care l-au dat afară sunt absolut incredibile. Deci absolut incredibile. Sunt jenante de-a dreptul. Și conform domnului Andronache, ilegale. Da, păi e ilegal ce s-a întâmplat acolo, pentru că acea raportul în baza căruia a fost demis el, nici nu trebuia folosit pentru că el e atacat în instanță. Deci acolo sunt ilegalități pe bandă rulantă, acolo dacă DNA să meargă să ia, să ia hârtiile alea să vadă, dar nu se bagă DNA-ul ăla din asta. Acolo sunt niște ilegalități comise foarte mari, sunt făcute în bătaie de joc, deci... Știi cum a procedat primarul? Ca așa a vrut mușchiul lui. În bătaie de joc față de legile scrise și față de legile nescrise. Că asta, halucinant, că de ce a angajat brancardieri și îngrijitori și le-a cerut să aibă cursuri de îngrijitori și de brancardieri. Bun, atunci, dacă la prefectură s-a făcut, să zicem, ordine și prefecții, subprefecții sunt politici și la spitale, ar trebui să ajungă acolo să plece odată cu conducerea și managerii de spitale? Adică chiar și până acolo să ajungem? Deci s-au făcut o grămadă de ilegalități. L-am văzut transimțit ieri când am făcut cu Traian Andronache interviu prin telefon la radio, l-am simțit dezarmat, adică el atacă în instanța asta cum a fost demis și câștigă, nu e nicio problemă la ce hârtii sunt, dar ca să fie instalat din nou în funcție mai trebuie să ceară și anularea actului administrativ, dar părea că nu e interesant că a zis că s-a săturat de 6 luni cât l-au hărțuit și cât l-a hărțuit primarul Loghin. Dar este uluitor ce se poate întâmpla în România în care vorbim despre stat de drept, despre respect față de lege, nu există așa ceva. Deci nu, asta există doar în discursuri despre meritocrație. Că nu, este o minciună ordinară, vehiculată în spațiu public la tot felul de politruși din ăștia și e de-a dreptul, deci cred că și în Coreea de Nord n-ar fi. Dar dacă domnul Negruț dovedește că e un manager mai bun decât Traian Andronache. Dar nu despre asta vorbeam. Noi nu vorbeam despre, nici nu-l cunosc. Poate că e meritocrație, poate că e dreptate ce se întâmplă acolo. Hai să nu fim, vrei să fim penibili până la capăt? Nu-l cunoaștem, nu-l cunosc. Nu, da, asta, dar de unde meritocrație dacă tu vii primăria Rădăuți și spui că l-ai pus un om pe omul ăsta? Tu ai spus? Și singurul lucru pe care mi-l poți spune despre el e că a făcut Spiru Haret. Păi asta nu e de bine, e de rău. Și despre ce? Dacă îmi spuneai că a făcut în centrul Rădăuțului o fântână arteziană, a construit-o el, dacă a condus o grădiniță cu o grupă de copii formate din 2 elevi și el a condus grădința aia cu 2 copii, bă, a făcut ceva, a condus o grădiniță. Dacă a plantat un pom, dacă a crescut un om, dacă a trecut o bătrână strada, zi ceva măcar, că a făcut el ceva. Dar tu atâta poți să-mi spui despre el că a făcut Spiru Haret. Păi e clar, adică... Da, ce s-a făcut aia cu managerul e o mare porcărie.
Și e foarte posibil să rămână așa, mai ales dacă ai da, spus că depinde e dezarmat cum vrea, dar nu ar fi normal să rămână așa. Știi că unii s-au învățat când ajung în funcții de conducere, ei sunt secret buricul pământului. Buricul pământului, pământ, știi cum îți rămâne pământ când ești la țară? Intră pământul în tălpi, că se crapă la mers cu rațele. Rămâne glot pe sub unghii. Așa? Și ți intră pământ și în buric. Asta este genul de buric al pământului. De, buric, de pământ al buricului. Buricul pământului, nu, și trebuie să răspundă unii pentru ceea ce fac. Adică nu este normal ca așa vrea mușchiul meu. Numai, adică nu este normal să meargă așa în continuare. Trebuie să răspundă, să plătească din buzunarul lor pentru ceea ce fac. Să stea să răcorească la subsoluri o perioadă. Sunt tot felul de... Vinerea Verde, ziua în care suntem rugați să lăsăm mașina acasă, săptămâna aceasta, vineri, e prima astfel de zi. Un mare succes va avea. Da, bineînțeles. Astea sunt niște fandoseli. Aici ca aici, dar mă gândesc, în capitală, am fost un studiu în București, e capitala din lume, unde se stă cel mai mult în trafic. Bun, în București... În anul 2020, care a fost an da, atipic. Da, în București nici n-ai cum să-i rost să lase mașina acasă când n-am să le lase. Că nu-ți parcă... Mai bine o circulă cu ea decât... Trebuie să miște niște mașini când n-ai un să efectiv. Pe roagă să miște mașina. Asta sunt niște fandoseli aduse de nu știu unde, cu aia cu ziua SIDA sau nu știu. Ziua SIDA că fac unii cerc în centrul orașului, se țin de mâini. Nu știu dacă vă țineți de mâini ce. Că e ziua împotriva diabetului. Și ce faceți? Dăm cu culoare roșie, cu lanterna pe clădirea prefectului. Și ce e cu asta? Am că stop, lăsați, cum se cheamă? Asta e de grădiniță, cred că un copil la grădiniță a găsit. Cum e? Vinerea Verde, stop, azi mașina stă pe loc. În trafic sau deci, parcare? Eu cred că în clasa 1-a C când eram, eu n-am fost în 1-a C, am fost în 1-a A. Cred că în clasa 1-a făceam glume de gen rime din astea așa, puierile. Nu se întâmpla absolut nimic. Eu am uitat că există instituția asta, APM-ul, și nu știam că e o doamnă Nistor, șef. Asta e singura informație de acolo. Deci e o instituție care nu există, care nu face nimic. Bine, mai merge din când în când, mai dă amenzi. Ar avea ce face, Sorin. Da, puțin acolo. Și vine, mai e aia cu, mie aia îmi place cu ziua zonelor umede. Aia da, se face la muzeul de Științele Naturii. Da, aia îmi place foarte mult cum sună. Și tot la muzeu mai este ziua ursului și nu a directorului. Și în care nu se... Adică dacă e ziua zonelor umede, ce trebuie să facem? În primul rând, cui se adresează ea? Nu se poate spune bancul acela. Da, nu știu de ce. Așa și am stop, lasă-ți mașina pe loc. Mașina stă pe loc. Care mașină să stea pe loc? Eu prost eu ceva așa, ca să zicem că facem ceva și... Că se meargă lumea cu bicicleta și cu autobuzul. Ar fi frumos, dar nici vremea nu ne ajută. Hai că vinerea acum mai e cum mai e. Am văzut că după aia iarăși cod galben din sori. Adică nici transportul în comun nu ne ajută. Biciclete, pe unde să circul cu ele. Transportul comun te ajută, că ai fost cu autobuzul ăsta electric. Uite, pot să fac un exercițiu într-o zi de vineri să fac lucrul acesta. Păi lasă mâine, stop, lasă-ți mașina pe loc și... Și povestesc cum e, da? Da, și îmi povestești cum ai fost singura care ai sărbat ziua asta. Uite, vezi? Numai tu. E bine să nu mergi cu turma, nu? E bine să fii la un moment dat singurul care face ceva. Tu vii din opcine și o să iasă greu cu auto. Vezi la ce oră, să nu fie când merg ăștia de la APM la serviciu. Că n-are cum să iasă autobuzul către ei cu mașinile. Care ăștia, stau pe loc. Ăștia, nu, organizatori, ăștia vin mașina la serviciu ca să organizeze. De văzut? O să-ți spun mâine. Ca să nu întârzie, vin cu mașina. O să-ți spun mâine cum arată Vinerea Verde dintr-un mijloc de transport în comun. Bine. Dar tu de altfel poți să-mi spui cum arată fiecare dimineață verde, da, mergând pe jos fiecare merg dimineață. Merg pe jos, așa. La mine stop, n-am mașină deloc. Eu aș muta mașina, dar n-am ce.
De-al dracului aș muta-o mâine, dar n-am. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, doamnelor și domnilor. Știrile continuă.